Spitalul medico-social Carmen Silva a fost înființat în anul 1892, a funcționat întotdeauna ca secție medicală, actualmente funcționând ca unitate de asistență, medico-socială în subordinea Consiliului Local al orașului Proșteni, având ca obiect de activitate asigurarea la nivel județean a aplicării politicilor și strategiilor de asistență medico-socială prin acordarea de servicii de îngrijire, servicii medicale, precum și servicii sociale persoanelor vârstnice cu nevoi medico-sociale din județul Suceava. De asemenea, asistența socială este asigurată în limita locurilor disponibile pentru cazurile din trei județuri, precum și din alte județe. Capacitatea spitalului este de 25 de locuri, iar serviciile acordate au fost apreciate ca foarte bune de către Inspecția Socială Regională. Principalele categorii de persoane cărora li se adresează serviciile unității sunt persoane vârstnice, persoane cu handicap și bolnavi cronici. Spitalul medico-social Broșteni funcționează cu un număr de 23 de angajați, după cum urmează: un medic, 6 asistente medicale, un psiholog, 9 infirmiere, un contabil, un merceolog. Cheltuielile materiale, în care putem enumera hrana, lemnul de foc, energia electrică, material de curățenie și întreținere, materiale de reparații curente, sunt subvenționate de la Primăria Orașului Broșteni. Ca suplimentare a fondurilor, avem și contribuții ale bolnavilor care sunt asistați în unitatea noastră și pot să aduc la cunoștință și să rog la nivel de primărie să țină cont și de necesitățile unității noastre, și pentru anul 2013 s-au cerut subvenții, deci numai de la Primăria Orașului Broșteni, deci fără suma
alocată de DSP o sumă de 497.000 lei aferente cheltuielilor de personal în valoare de 312.000 lei și cheltuieli materiale de 185.000 de lei. În ședința de buget, care sper să fie săptămâna viitoare, eu voi prezenta Consiliului Local nevoile spitalului. Înțeleg de la doamna că ar trebui anul ăsta să acoperim cheltuieli în jur de 4 miliarde 900 de lei în bani vechi. Anul trecut, bugetul spitalului a fost în jur de 5 miliarde 800 de lei bani vechi, 580.000 de roni, din care s-a primit de la Direcția de Sănătate Publică 198.000 de lei, deci 1.980.000, iar de la Consiliul Local al orașului Broșteni 2.850.000, 285.000 de roni. Se observă că Spitalul Medico-Social Carmen Silva a funcționat anul trecut cu un deficit de aproximativ 2 miliarde de lei. Sperăm ca bugetul de anul ăsta să acopere ceva și din acest deficit în funcție și de banii pe care îi vom primi noi de la Consiliul Județean Suceava. Din cei 23 de angajați ai Spitalului Medico-Social Carmen Silva, doar 7 persoane sunt plătite de Direcția de Sănătate Publică, ceilalți până la 23 sunt plătiți de Consiliul Local al orașului Broșteni. Pe această cale, eu vreau să rog firmele particulare din Broșteni să ne ajute să dotăm cele 10 saloane cu noptiere și eventual alte bunuri în funcție de disponibilitatea fiecăruia. Deci, în afară de cele enumerate, cheltuielile la unitatea noastră, fiind o unitate sanitară, pentru bunul mers a activității avem nevoie de diverse servicii care urmează să se încheia contracte cu unități specializate, cum ar fi pentru incinerarea deșeurilor medicale, deșeuri menajere, expertizarea locurilor de muncă, acreditarea unității, care toate costă anumite sume de bani și trebuie să ne încadrăm tot în bugetul pe care o să fie alocat la nivel de primărie. După cum se vede din imaginele prezentate, spitalul este renovat, avem personal calificat și pentru renovarea blocului alimentar am inițiat un studiu de fezabilitate și sperăm ca anul acesta să renovăm și bucătăria și sala de mese. Rog locuitorii orașului Broșteni să aibă încredere și să apeleze la serviciile Spitalului Medico-Social Carmen Silva.